Persoane care lucrează cu tineri cu deficiențe de vedere, educatori și voluntari, dintre care o parte ei înșiși cu probleme de vedere, iau parte la un training organizat de Asociația Babylon Travel în cadrul proiectului Value the Difference, prețuiește diferența, coordonator Gabriel Nogi. Foarte mulți din tinerii nevăzători și cu deficiențe de vedere se retrag în zona lor de confort și foarte greu se integrează în comunitatea locală și nu numai locală, chiar și internațională. Deci este foarte greu să-i determin să călătorească atât în țară cât și în străinătate. Participanții au venit din Belgia, Italia, Polonia, Grecia și România. Galina e nevăzătoare și a venit din Belgia împreună cu câinele ei, care o însoțește și o ajută peste tot, inclusiv la operă. This guide dog is everywhere with me, in the airplane, in the restaurant, in the theater, in the opera, at work, in the shop, everywhere. Câinii însoțitori pentru nevăzători sunt foarte utili și ar trebui folosiți și aici mai mult, spune Galina, care se pregătește să devină traducător în cadrul instituțiilor europene. La Cluj, proiectul, realizat cu sprijinul primăriei, e un pas, alături de alții, pentru a ajuta persoanele cu deficiențe de vedere să ia parte la viața orașului, inclusiv prin ghiduri turistice adaptate. Manuela Câmpian, șef serviciu relații comunitare și turism în cadrul primăriei. Ne-am gândit să realizăm aceste ghiduri în limbaj braille. Trebuie să recunosc că vin destul de rar persoane cu deficiențe de vedere la centru de informare turistică, dar prin colaborarea cu Asociația Națională pentru Nevăzători și cu Liceul pentru Deficiențe de Vedere am promovat și am distribuit aceste ghiduri în rândul persoanelor care au avut nevoie de ele. Încă mai sunt la centru de informare turistică. La Liceul pentru Deficienți de Vedere din Cluj, gazdă în aceste zile, activitățile s-au desfășurat afară și în sala de sport, cu ajutorul altor voluntari, de data aceasta de la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Eu am fost partea cu tandemurile sunt biciclete pentru două persoane și trebuia să-i ajutăm să se plimbe. Ei au făcut perechi și s-au plimbat pe un traseu stabilit de noi. S-au distrat, au făcut schimb, cei care vedeau și-au pus măști să se pună în pielea celor care nu văd deloc. Cred că ăsta era și scopul, conștientizarea. Alți voluntari? Da, noi am fost la partea de interior, în sală, am făcut traseu aplicativ, cu cățărare, cu placa, cu echilibru. Prima dată am încercat fără să fie legați la ochi, apoi s-au legat la ochi jumătate trebuia să-i ghideze, traseu printre mingi, printre jaloane, cu mingea, cățărat pe spalier și unul făcea, celălalt explica traseul și a fost bază de încredere, pe bază de auz, de lucru în echipă, dar pe asta s-a bazat cel mai mult. Cu ce credeți că au rămas după aceste exerciții? Eu cred că ei au vrut să se distreze și cred că socializarea. Adică am făcut cunoștință cu ei și au părut destul de prietenoși și fericiți. Deci lucrurile cele mai simple. Da, lucrurile cele mai simple sunt cele care contează cu adevărat.